Cele mai ieftine jocuri le găsești pe G2A. Cumpără și tu folosind primul link din descriere. Este o nouă zi. Astăzi mergem să vizităm turnul din Pisa. Mă rog, mergem în Pisa. Vom vedea mai multe, dar esența clar este turnul din Pisa. Suntem tare nervători să ajungem acolo. Este duminică. Sperăm să nu fie chiar foarte multe persoane, deși fiind weekend și... Nu știu, ideea e că la ei acum începe școala. Adică luni, când vedeți voi clipul ăsta, sau cred că marți, sau barna când îl voi pune, acum începe școala pentru ei și ne gândim că, pe de o parte, vor sta în casă să își facă ghiozdanul și alte lucruri pe care și le fac și românii. Vă luăm cu noi, sper să vă placă clipul ăsta. Nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri acolo, pentru că, credeți-mă, mă motivează tare mult să văd acolo susținerea voastră, să vedem peste 2000 de like. Hai să facem multe, multe like-uri la clipul ăsta, da? Și o să mai filmeze pe aici. Ne-am dat jos și din tren, din păcate, că tot spuneam eu acum o să... Da, pentru că asta vreau să spun. Din păcate, lăudam eu la început când am venit în Italia, fata sa cu trenul, că nu întârzi și îmi plăcea ideea că sunt foarte corect. Dar ce credeți? Am avut întârziere 45 de minute. Adică, nu știu, la un moment dat efectiv ne-am oprit și am stat foarte mult pe loc. Nu știu exact motivul pentru care ne-am oprit și am stat cam jumătate de oră, 20 de minute. Apoi iar n-am mai oprit și am mai stat 50 de minute. Nu știu ce exact s-a întâmplat. Probabil era cineva deja pe traseu, nu știu. Dar mai avem puțin și ajungem la turnul din Pisa. Deci până acum, nu știu, Italia mi se pare o țară foarte colorată. Clădirile au niște nuanțe așa foarte interesante. Peste tot văd culorile astea așa mai vii. Uite și aici o statuie. Vedeți? Oriunde mă uit. Noi aici am ieșit de la gară. Așa arată gara. Pisa Centrale. Pe oriunde m-am plimbat pe aici prin Italia, am văzut că se încurajează, de fapt, nu neapărat că se încurajează, ci au grijă foarte mare de persoanele care au nevoie de scaun cu rotile, întrucât la fiecare trecere pietonală sau când treci de pe un trotuar pe altul, sunt foarte lăsate bordurile, astfel încât să poți trece cu scaunul cu rotile sau, nu știu, cu un alt cărucior sau, nu știu, n-am idee de lucrul ăsta, însă în București, nici pe lângă faptul că toate mașinile sunt parcate pe trotuar și chiar nu poți să mergi cu scaun cu rotile, bordurile sunt și foarte ridicate, astfel încât ai nevoie de a face un efort foarte mare să poți trece peste una. Noi mergem un pic pe jos, până la turnul din Pisa. M-am uitat aici un loc cu suveniruri. Cred că o să ne oprim când ne vom întoarce, pentru că vreau neapărat un magnet. Și vom ajunge imediat, așa că nu mai avem mult și vom ajunge acolo, ne facem și poze. Apropo de poze, neapărat follow pe Instagram, dă Andrei linkul 1, uite-l aici. Și bag acolo un follow să fii mai actual cu toate noutățile, acolo vezi storiile mult mai repede și poze. Așa că hai, vino acolo. Gata, ușor, ușor ne apropiem de el. Vedem și pubelele astea de gunoi. Chiar dacă m-am apropiat de el, tot am senzația că o să pice pe noi. Vai, cum arată. Băi, nu știu, e super. Multe lume pe aici. Vedem și voi de altfel. Foarte ciudat e că am stat o perioadă bună lângă el așa și mă uitam și efectiv privindu-l cu mare atenție chiar simțeam că mă las și într-o parte. O să facem acum niște poze șmechere. Am văzut o grămadă de oameni care fac, ba îl țin în mână, ba se sprijină de el, ba nu știu, sunt foarte multe creații de astea așa interesante. Vezi câtă lume face poză. Uite, exact ce spuneam. Am observat că se practică chestia asta, să lași câteva lucruri așa, niște bruschete, o pizza la intrarea terasei, să te ademenească cumva și în partea aia era o pizza întreagă, moare. Eu am crezut că zic, bă, o fi scăpat pe jos pizza respectivă și au pus-o așa, dar nu, am văzut că vor să te ademenească cumva. Chestia asta este un lucru bun, cumva arată foarte bine totul, adică clar pun ceva acolo ce arată bine și când îți e și foame și vezi cum arată, hai că te așezi un pic. Tu, uite, exact, zic, la tine, când bate vântul, prea exact ce spuneam. Vedeți? Hai că fiind duminică, cred că prindem o fanfară sau...
M-am speriat. Gata, șefule, mă dau. Ia să vedem. Dacă mă sui pe ăsta, am voie, cred că... Trece spre mine sau sal? Haide! Șarpili! Aude calul. S-a terminat și ziua noastră în Pisa, a fost foarte frumos, am făcut multe alte lucruri, dar nu am stat mereu cu telefonul în mână să filmez. Pur și simplu am vrut să mă bucur de lucrurile de prin prejur. Uitați! Chiar și voi, de altfel, mi-a spus în comentarii, voi de link, lasă, nu mai edita acum, editează când ajungi acasă în București, nu mai îți pierde timpul cu editul, bucură-te de momentele frumoase pe care le petreci aici. Mă gândeam să facem o chestie, știu, clipul este destul de scurt, mă gândeam să punem stop aici și să continuăm direct cu ceea ce vom face mâine. Mâine vom merge la o altă plajă unde nu am mai fost, unde și acolo va fi foarte frumos, mai mult ca sigur din ce am văzut pe internet. Și ca să nu fie clipul foarte scurt pentru voi, cred că are undeva la 6 minute, nici nu vreau să trag de păr, știi, să fug după content, vreau să fie totul natural, de asta... Cred că și voi o să apreciați mai mult ceea ce fac pentru clipurile astea. Așa că ne vedem mâine, direct de la plajă, să vedem ce o să fie și pe acolo. Vă mulțumesc până acum că m-ați urmărit. Nu uitați să apăsați în continuare pe butonul de like. Uite aici avem lumină mai bună. Și ne auzim mâine, ne teleportăm așa pentru voi. Așa o să pară. Mamă, îmi bate soarele în cap și nu prea mă pot uita la cameră, să nu credeți că nu vreau să mă uit la voi. Ideea e că am ajuns la plajă, coborâm acum niște trepte, peisajul este foarte frumos. Umbră și mă pot uita în cameră, ce bine. O să mă întorc așa un picuț să vedeți și voi. Exact despre asta vorbeam. Undeva în dreapta, mamă ce frumos se vede, undeva în dreapta pe acolo este plaja. Cred că o vedeți voi așa. Bine, este și un fel de port. Am văzut că este și un loc de unde putem face sărituri. Uite, undeva pe acolo trebuie să ajungem noi. Avem ceva de mers pe jos, dar așa mi-a arătat Google Maps, până aici am putut veni cu autobuzul. Ia uitați-mă, băieți, ce navă. O să încerc să dau zoom. Mamă, ce tremură camera. Hai că se vede. Wow, și mai e ceva în depărtare. Pirații din Caraibe sau ce? O vedeți? Și o pârla. Ce merge, ia. Hai că mai avem puțin. Wow, ce era ăla, ce era ăla? Ah, cred că era M6, n-am văzut prea bine. Bă, trebuie să ne uităm bine pe aici. Hai că arată super. Sincer să fiu, nu știu cât de bine m-am auzit, pentru că bate și vântul, însă am ajuns la plajă, ne-am pus aici. Plaja pe care suntem acum e numai în genul ăsta cu prosoape, înțelegi la ce mă refer, adică nu este amenajată să poți să stai cu șezlongul. Am văzut și altele mai în stânga, puțin mai amenajate, însă am zis, bă, hai să încercăm și să stăm pe prosop, să vedem cum e. M-am intrat în apă, nu mi se pare prea bună de notat, de acolo voiam eu să facem multe sărituri, de pe pontonul ăla să alergăm cu GoPro și apoi să ne aruncăm, vedeți că este deja un om, însă nu știu dacă voi face asta, o să, bine, de făcut o să o fac, odată o fac, o să o fac, însă nu știu dacă o să fac ce am vrut eu de la bun început, să facem mai multe tumbe, 3-4 sărituri, să ne și scufundăm în alta, pentru că e cam răcoare și avem doar două prosoape, adică cele pe care stăm și nu știu ce mă voi șterge, că dacă bate și vântul și ieși, n-aș vrea totuși să răcesc acum în Italia, mai ales când vin în București și să vă dau un spoiler, am pregătit ceva tare rău de tot pentru Z4. Și o să facem niște clipuri speciale. Prima modificare, să zic așa, majoră a mașinii. Nu o să vă zic prea mult, o să vedeți săptămâna asta care vine. Aici deja nu mai ating, dar nu este o problemă. Sper să prind cura să ne aruncăm de pe ponton. Băi, corect ponton? Dacă nu, nu știu, corectați-mă voi. Apa fiind foarte sărată și mă repet de fiecare dată cu chestia asta, e foarte ușor să o calci, adică să plutești așa. Nu știu. Am zis, hai să intru așa să mă obișnuiesc. Aș vrea să mă scufund, să văd cât de adâncă este apa acolo, către ponton. Nu știu, ca să știu dacă pun sau nu mâinile în față. Adică poate chiar nu e adânc acolo, s-ar putea să fie, nu știu, relativ micuță. Hai să mai noci așa cu fața, că am obosit dând cu spatele. Mă rog, obosit în ghilimele, că nu am obosit într-adevăr. Hai, eu mă scufund acolo către ponton, să vedem cum e apa. Și vă promit că ne aruncăm.
Let's do this. Cred că e o doamnă aici. Nu știu cum să fac să-și dea seama că vreau să fac o nebunie. Umbra mea. I'm sexy and I know it. N-a fost atât de rău. Bine, știu că e multă apă pe cameră. Mai sărim o dată, că prima e iș. Știți la ce mă refer? Știți care e problema? Că camera cumva se îndoaie în momentul în care, mă rog, îndoaie, mult spus, suportul pe care l-am eu pentru GoPro se rotește în jos și nu știu cât de bine mă vedeți, că eu încerc sub apă să o și întorc cum ar trebui. Hai că mai facem câteva nebuni. Păi, știu că e apă pe cameră, nu știu cum se vede, dar let's do this. Și gata și cu ziua noastră de plajă și de mers la pista pentru voi, pentru că v-am zis că voi uni cele două vloguri, pentru că, nu știu, să nu fac două doar de dragul de a posta, vreau să fac unul mai consistent și sper să apreciați și voi chestia asta. M-aș bucura să vedem foarte multe like-uri și aici, dacă reușim să strângem peste 3000 de like-uri, aș fi foarte, foarte fericit. De-abia așteptăm să ajungem acasă să mâncăm ceva, pentru că este deja ora 6 și am mai ciugulit, am mâncat dimineață bine și am mai ciugulit așa pe plajă, cât un croissant, cât o focaccia, una alta, adică ne-am umplut așa, să zicem, stomacelul, dar nu a fost mâncare serioasă, cum îmi place mie să numesc chestia asta. Bun. Vă las aici cu cadrul ăsta, așa frumos, suntem cam prin centrul vechi, prin București, așa mi se pare mie pe aici. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenția acordată, sper că v-a plăcut și acest clip. Eu am fost The Link și, nu știu, mai facem vreun vlog din Italia? Noi mai avem vreo 2 zile de stat pe aici, am mai avea ce filma, însă spuneți-mi voi în comentarii. Mai vreți un ultim vlog sau să fie ăsta ultimul? Hai, pa, pa! Nu uita că poți folosi voucherul Y-The-Link în comanda ta pentru a beneficia de reducere la orice produs PC Garage. Mulțumesc!